prezent majoritatea consilierilor, declar ședința noastră deschisă. Înainte de a da cuvântul domnului viceprimar pentru a prezenta ordinea de zi, să supunem la vot procesele verbale din ședința trecută. Le-ați consultat? Cine este pentru? Mulțumesc, în părfibă. Atunci să dăm cuvântul domnului Lâncu, supunem prezente ordinea de zi. Bună ziua! Punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor și persoanelor care se află în situații de necesitate cauzate de calamități naturale, incendii, accidente, precum și pentru alte situații deosebite, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statutului de funcție ale aparatului de specialitate al primarului Comunei Valencia, județul Bacău. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de colaborare, parteneriat cu Asociația Maghiarilor Geangăi din Moldova, în vederea reabilitării, renovării terenului de fotbal din satul Blanic, Comuna Valencia, județul Bacău. Punctul 4. Raport anual privind starea economică socială și de mediu a Comunei Valencia. Punctul 5. Raport anual de activitate al viceului primarului Comunii. Punctul 6. Raport anual de activitate al comisiilor de specialitate. Punctul 7. Raport anual de activitate al consilierilor locale. Punctul 8. Diverse. Dacă mai sunt și alte propuneri, să supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă, în unanimitate de vot, am aprobat ordinea de zi. Trecem la punctul numărul 1 al ordinei de zi, domnul. Deci, punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor și persoanelor care se află în situații de necesitate cauzate de calamități naturale, incendii, accidente, precum și pentru alte situații deosebite, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale. Aici dăm cuvântul domnului Vasile. Domnul Vasile, bună ziua. Deci, așa cum am zis domnul viceprimar, acest punct de avem regulamentul de acordare a ajutoarelor de urgență pentru familiile și persoanele care se află în situații de necesitate cauzate de calamități naturale, incendii, accidente, precum și pentru alte situații deosebite. Deci, ca să putem acorda asemenea ajutor, este nevoie de aprobarea comună de regulament. În ce ajutoare de urgență se acordă în baza conformă la actele normative. Legea numărul 416 pe 2001, prin ministrul Ministerului de la Interne, conform articolului 28, aliniatele 2 și 5. Legea numărul 292 din 2011, este specială, obligată pentru diverse computări ulterioare, conform articolelor 3, 5, 11, 16, 17 și 19. Hotărârea Guvernului numărul 50 din 2011, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii 417 din 2001, privind interesul unui garantat. Legea numărul 116 din 2002, privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificări și combaterii ulterioare, și ale hotărârii de guvern numărul 1149 din 2002, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii 116 din 2002, privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificări și combaterii ulterioare. Scopul acordării acestor ajutoare este de a depăși situația de dificultate care pot duce la marginalizare și excludere socială a persoanelor sau grupurilor cu acces limitat la resursele economice și financiare a membrilor comunității, care se manifestă prin absența unui minim de condiții sociale de viață de pe raza comună în Parincea. Condițiile de acordare a ajutorului de urgență stabilite din prezentul proiect de hotărâre sunt: să nu fost generate prea voință de către familia sau persoana singură în cauză, să-i pună în pericol existența imediată, să nu există alte posibilități de sprijin din partea familiei extinse sau acestea să-i fost epuizată. Ajutoarele urgențe sunt acordate cu titlul de prestație financiară în următoarele situații. Pentru familiile sau persoanele care se confruntă cu riscul evacuării din locuință și sau pierderea acestea. Familiile sau persoanele singure în vederea depășirii unor situații de dificultate generate de starea gravă de sănătate. Pentru intervenții chirurgicale de strictă necesitate, dovedite medicale. Ajutoare de urgență pentru plata cheltuielilor de închiriere a unor spații de locuit,
pentru familiile și persoanele singure care au fost evacuate sau care au găsit locuința. Ajutoarele de gest acordate familiilor sau persoanelor singure, beneficiare de ajutor social, conform legii nr. 416/2001 privind venitul minim ratat, modificări și computări ulterioare cu venituri mici. Beneficiarea regulamentului. Beneficiarea de legii sunt familiile și persoanele fără niciun venit sau cu venituri mici, persoane cu handicap grav și accentuat, beneficiari de ajutor social sau urmași și accesora, șomerii, pensionarii, bolnavi cronici, alte categorii sociale. Iar beneficiarea de legii este comunitate locală. Cam astea sunt condițiile principale. În continuare, mai multe amănunte, avem un proiect, dacă doriți dumneavoastră informații suplimentare. Având în vedere că noi ieri ne-am întâlnit și am studiat aceste materiale, vă spun dacă aveți în întrebări. Poftiți, domnul. Ar vrea să se specifice acolo, să se ia în considerație, pe bază de o anchetă socială, familiile cu venituri mici, dar copii mulți, 3, 4, 5, 6 copii, în perspectiva scumpirii curentului electric, iar la țară și avem numărul de foc. Deci, noi deja am trimis pe e-mail pe acolo, să scumpești de la 1 ianuarie cu 70%, cu 80%. Vă dați seama, o familie cu 3, 4, 5 copii, care iau la școală, ți se taie curentul, nu are copilul unde Vă dau exemplu, sursa de încălzire. La noi nu e cald cu gaz metan sau altceva. Dar lemnice. Sau cu plată. O căruță de mine, știți dumneavoastră, că trăiți în același moment ca și mine, ajung 5, 6, 7 ani. Cei care au venituri mici, vă dați seama că mama cu 3, 4, 5 copii, nu e. Trăiți în alocație. Iar perioada de iarnă, activitatea unui om care nu are țin, nimic, nu are resurse de venit. Pe bază unui aspect social, că avem un apartament, să se analizeze aspectul ăsta. Și să specifice acolo familie cu venituri mici, cu copii mulți. Da. Aici până în călzire, nu am venit acolo? Domnul Dumnezeu, dar nu le dă încălzire, nu le dă lemn. Ce se mai dă? Dar mai un pic, dacă îmi permite, vis-a-vis de solicitarea dumneavoastră, așa cum este prezentată, o putem lua în considerare ca un amendament. Dar nu poate fi un amendament, pentru că ceea ce spune dumneavoastră deja, așa cum spunea și domnul Vasilache, este prins în alte forme de ajutor. Ajutorul de încălzire, venitul negratat. Dacă ați observat ceea ce prezentați domnul Grecu, contabilul aparatului de specialitate, sunt cazurile extreme, deci alte cazuri care nu se regăsesc în alte forme de ajutor și sprijin. I-a luat o casă, în urma unui cutremur, la fel, atențiile sunt foarte grave, are nevoie de o intervenție chirurgicală urgentă, care este și costisitoare. Este o familie care a rămas, copiii fără unul sau ambii părinți, deci situațiile de genul ăsta. Dar, dumneavoastră, dacă vreți ca propunerea să fie impusă ca amendament, se va supune votul. Da. Dar eu zic că nu este cazul. Da. Și bineînțeles că aceste ajutoare sociale de urgență o să se facă obligatoriu pe baza anchetei sociale și, în primul rând, pe baza prevederilor bugetare. Deci trebuie să avem un capitol bugetar existent și aprobat în hotărârea de rectificare sau de aprobare a bugetului și abia după aia primim solicitări, le analizăm și se pot acorda în funcția bugetului aprobat. Mulțumesc pe alte probleme care trebuie să le ridicați. Nu. Supun la vot. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statutului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului Comunei Palencia, județul Bacău. Domnul Vasile. Aici, în prezență, domnul Contabil. Sau doamna? Domnul Contabil. Thank you.
deci organigrama a fost ultima oară actualizat în anul 2019. Această, de atunci până acum, în această loc, am venit modificări organizatorice, și anume, unii consilieri au mai mărție, unii angajați ai primării au plecat din instituție, prin demisie sau alte forme, sau avansări în funcție, unii funcționari. Schema organigramă ați avut la dispoziție. Am studiat, da. Da, nu știu ce ar fi prea mult de comentarii. Aveți comentarii? Nu. Comisia numărul 1. Aveți favorabil. Comisia numărul 2. Aveți favorabil. Comisia numărul 3. Aveți favorabil. Supun la vot cine este pentru. Împotrivă, în unanimitate de vot, vă mulțumesc. Trecem la punctul numărul 3 al ordinii de zi. Domnul Recipu, prim. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de colaborare parteneriat cu Asociația Maghiarilor Ceangăi din Moldova în vederea reabilitării, renovării terenului de fotbal din satul Vlad, din comuna Parâncea, județul Bacău. Aici le prezint doamna Curina? Doamna Naru? Da. Având în vedere adresa Asociației Maghiarilor Ceangăi din Moldova, numărul 10.111 în 26.10, aceștia și-au manifestat interesul de a executa în satul Vlad din comuna Parincea un teren de sport în valoare de 50.000 de euro. Pentru acest lucru este necesar încheierea unui acord de colaborare cu Primăria Parincea, noi fiind proprietarii terenului, iar ei vor executa lucrările pe cheltuiala dânșilor. Lucrările care se vor executa vor fi îndepărtarea stratului vegetal existent pe toată suprafața terenului. Pe tot perimetrul terenului se va executa un soclu din beton armat de înălțime 20-30 de centimetri, ce va îngroba împrejmuirea existentă a terenului. Se va realiza o umplutură de piatră compasată în interiorul fundațiilor, peste care se va compacta un strat de nisip cu grosime de 5-7 cm. Suprafața de joc a terenului va fi realizată din material sintetic cu granule de cauciuc. Se vor adăuga contravânturi și rame metalice peste. Delimitarea terenului se va realiza cu plase metalice țesute. Se vor realiza porți de acces și alei betonate. Se va realiza iluminat nocturn cu proiectoare LED. Acordul de parteneriat reglează sau presupune toate atribuțiile și obligațiile fiecărei părți. Cum am mai spus, Primăria Comunei Parincea va pune la dispoziție terenul care se află în domeniul public al comunei în suprafață de... Imediat vă și spun în ce suprafață este terenul. În suprafață de 1017 metri pătrați. Iar Asociația Maghiarilor Ceangăi va suporta cheltuielile pentru aceste lucrări. Iar condiția pe care aceștia ne-au opus-o a fost să poată desfășura unele activități sportive pe acest teren, fără costuri suplimentare. Dacă aveți întrebări, vă rog să da. Eu aș avea întrebări. Modernizarea, adică am refer la eliminatul. Cine suportă iluminatul? Ducă ei brașament de curent separat? Da. Deci ei vor suporta în acești 50.000 de euro, ei vor suporta toate cheltuielile pentru punerea în funcțiune a acestui proiect. Deci ca să nu ne pune proiectoare acolo și noi să plătim curent. Păi noi plătim, exact. Deci utilitățile vom plăti noi, ca și cum investiția ar fi a noastră și noi ar trebui să plătim toate. Ah, deci nu duci brașament de curent. Rămâne curentul care... Brașamentul duce, dar curentul cred bănuiesc. Păi tu, deci ca utilitate, după finalizarea proiectului, logic o să plătim noi. Investiția va fi predată nouă după ce termină realizarea ei. Dar LED-urile nu sunt consumatoare de curent și nici nu vor fi aprinse, vă dați seama cum se vor aprinde tot timpul, ele vor fi aprinse doar dacă se vor desfășura activități pe perioada no. Da. Alte întrebări avem. Comisia numărul 1. Aveți favorabil. Comisia numărul 2. Aveți favorabil. Comisia numărul 3. Aveți favorabil. Supun la vot cine este pentru. Împotrivă, s-a spus ceva în unanimitate de voturi. Și trecem mai departe. Punctul 4, 5, 6 și 7. Rapoartele s-au adus și sunt făcute toate.
s-au prezentat, vă consult dacă vrea cineva să prezinte raportul. Sau are vreo ceva de spus în privința raportului. Toate. Prezinte cineva? Sunt date la rezultat tot făcut. Păi și nici raportul Isaia Domnului prezinte? Dacă vrei, nu, dacă poate vreți. Fi prezentat, sigur că, dar poate să prezint, doamna primară. Prezentați-l, cum vă? Vreți, doamna? Ok, da. Prezintă raportul, dacă vreți, da. Raportul din starea economică, socială și de mediu. Punctul 4, raport anual din starea economică, socială și de mediu al Comunului Părinte. Da, da. Cum să fie la 3, la 3 a trecut? Da, la 4 e, da. 4? Da. Faci o trecere în... O, da, da, deci, având în vedere că domnul primar nu este, o să spicuiesc eu câteva date din raportul anual privind starea economică, socială și de mediu a comunei. Nu mai e un pic, Mărină, dacă îmi permiți. Deci, vă fac precizarea. Conform codului administrativ, aceste rapoarte trebuiau întocmite în mod obligatoriu și ele se fac anual. Ele, de asemenea, se înregistrează obligatoriu și vor fi puse pe site-ul instituției obligatorii. Deci ele nu se aprobă, da? Așa cum ați văzut și în convocare, se prezintă, sunt însușite și asumate de cei care le-au întocmit, inclusiv de dumneavoastră în cadrul comisiilor și ca funcție de consilier local. Și în detaliu o să aveți acces la site-ul instituției și să le citiți, le studiați, le aprofundați. Da. Iar acum, așa cum v-a spus și domnul președinte, cine vrea să ia cuvântul și să aducă câteva lămuriri, detalii, întrebări, da. Deci mă voi opri la venituri. Planul anual de venituri pentru anul 2020 a fost de 19.459.490 de lei și s-a realizat 12.449.978.41 lei, din care secțiunea de funcționare 5.960.430, iar secțiunea de dezvoltare 13.499.060 lei. Pentru cheltuieli, planul anual pentru anul 2020 de cheltuieli a fost de 20.444.000 lei, s-a realizat 12.519.780.000 lei, din care secțiunea de funcționare 5.960.430 lei și secțiunea de dezvoltare 14.483.570 lei. Aș vrea din nou să vă explicuiesc câteva din investițiile care au fost realizate pe parcursul anului 2020. Extindere rețea de iluminat public finalizată, amenajare terenului de sport, reabilitare, modernizare, extindere și dotare sediul primăriei în desfășurare, construire pod din beton armat peste râul Parincea finalizat, înființare sistem public de alimentare cu apă în comuna Parincea în desfășurare, înființare sistem public de apă uzată, canalizare, cu stație de epurare în desfășurare, documentații prevăzătoare actualizării planului urbanistic general și regulamentului local de urbanism, nomenclatura stradală, reprezentând plăcuțe, străzi și numere, implementarea date în format electronic în desfășurare, supraveghere video, centru civic, sat Parincea, Voleni și încintă sediul primăriei, întocmire planuri topografice în vederea implementării rețelei de gaze naturale. Centru comunitar integrat, procedură de finanțare. Strategia de dezvoltare finalizată. Sală de sport, procedură de finanțare. Reînveritoare acoperiș, liceul tehnologic Georgeta Jurgea Cancicou, Parincea. Achiziționarea autocamion pentru transport agregate pe drumurile publice. Achiziționarea centrală termică pentru sediul primăriei cu o capacitate corespunzătoare extinderii sediului. Modul grup sanitar Cămin Cultural Pătrânănești, achiziționare sistem autoportant pentru poarta de acces în sediul primăriei, achiziționare centrală termică, liceul tehnologic Georgeta Jurgea Cancicou Pătrânea, achiziționare microbus transport persoane, înființare sistem public de gaze naturale în comuna Parincea Județul Bacău, consultanță și studiu de fezabilitate, achiziționare centrală termică, centru de documentare și informare Parincea, creșterea gradului de utilizare a internetului prin achiziție de echipamente
dispozitive electronice în comuna Valencia, respectiv programul cu tabletele, procedură de finanțare. Pot să vă spun că la acest proiect am primit deja okay pentru încheierea contractului de finanțare. Urmează procedura de achiziție. Dacă aveți întrebări, vă rog. Da, vă mulțumim. Dacă aveți probleme, trebuie să ținem cont că se vor afișa și le vom studia. Cum vreți? Cum vrem? Nu se supune la vot? Nu. Așa? Dacă la raportul de activitate la vicii, comisii pe specialitate și consiliul local, aveți să-l citesc, vreau cineva să-l citească. Dacă nu tot așa le vom studia, aveți ceva problemă, vreți să știu? Nu supune la vot, deci la punctul numărul 8, la diverse. Ne-am întâlnit, era asta destul, am discutat multe. Cred că sunt de asta, nu? Da, s-au clarificat multe. S-au clarificat, da. Am primit răspunsul la întrebările de la domnul primar, care... Așa, așa, da. Patrie. Dacă nu, mai sunt, vă mai căsut o dată. Mai aveți probleme? Dacă nu, declar ședința noastră închisă. Vă mulțumesc.